Veștile că se va restitui ce ul reținut ilegal de la pensionari au ajuns și la Reghin. Aici însă lumea nu este la fel de agitată și nerăbdătoare ca în alte județe ale țării. Reginenii afectați de măsura introdusă la începutul anului trecut lasă demersurile în seama Sindicatului Pensionarilor. Suntem anunțați de Sindicatul Județean că judecarea restituirii ilegală a procentului de 5%, ceea ce s-a făcut în anii anterior, făcându-se ilegal cu uh, Curtea Constituțională, după atâta timp de frământări a populației, a sindicatelor, a revenit și a adus hotărârea că reținerea respectivă a fost ilegală. Vorbim aici de ordonanța de urgență a Guvernului numărul 107 din 2010, potrivit căreia persoanelor care beneficiază de pensii de peste 740 de lei li se reține de la 1 ianuarie 2011 5,5% contribuții de sănătate. Reprezentanții pensionarilor din Reghin cred că măsura luată la începutul anului trecut îi afectează pe câteva mii de oameni din municipiul nostru. Numeric n-aș putea să dau o cifră pentru că nu avem o evidență din asta statistică, însă se ia în considerare toți cei care au depășit 740, dar nu s-a luat numai 740, că s-a luat de la 741. Și calculul s-a făcut de la 0, nu s-a făcut de la 740, adică diferența de la 740 de lei o fundație națională își va trimite un reprezentant și la Reghin pentru a întocmi lista celor care au acum bani de recuperat. Acesta va susi la sediul Sindicatului Pensionarilor Reghineni. În momentul în care va apare în monitor oficial hotărârea definitivă legată de acest procent de reținerea respectivă, Fundația Facias, unde am depus semnăturile anterioare acum 2 ani, va reveni și ne va aduce imprimate tipizate, se va complecta de fiecare persoană în particular și se va înainta centralizat la nivel uh, intern, la nivelul național. Comisiile de sănătate și muncă ale Camerei au aprobat miercuri cu unanimitatea membrilor prezenți un raport de adoptare a ordonanței de guvern referitoare la plata CAS de către pensionari. S-a stabilit însă restituirea eșalonată a banilor începând cu data adoptării actului normativ și nu de la decizia Curții Constituționale.